Шарпа, дай! Иди сюда! Все забрал! Шар забрали, вы че? Incidentul s-a consumat după intervenția forțelor de ordine. Mai multă luptă a fost pe teren, unde cele două echipe au fost preocupate de faza defensivă. Ocazii de poartă au fost rarisime, cele mai clare oportunități fiind câte o bară de fiecare parte. Pentru Dacia a ratat Maxim Mihailov în prima repriză, iar nou intratul Vadim Raț a ripostat în partea a doua. Gazdele au presat pe final, dar același Mihailov n-a putut să o ajute pe Dacia să obțină prima victorie din istorie în fața lui Șerif în campionat. Я думаю, что мы могли выиграть сегодня. Как я ожидал перед игрой, получилась игра больше в центр поля. Без много моментов в обе ворота. Липса спектакулului a remarcat-o și fostul selecționer Gabi Balint, care a urmărit meciul alături de actualul antrenor al naționalei Ion Caras. Mă așteptam la mai mult, că sunt cele mai bune echipe din campionat, însă e destul de greu. Adevărul e că și terenul ăsta sintetic nu prea te ajută prea mult. Derbiul a fost condus de arbitri din Germania la solicitarea clubului Șerif. Antrenorul Dace Igor Dobrovolski susține că prestația lui Günter Perl a fost penibilă. Он был героем матча сегодня. Все обсвистел. На следующий матч я вызову. Мы же имеем право тогда на любой матч я вызову любую бригаду, которая мне теперь нужна. Кто платит, тот и царь. Ну, у меня меньше, чем у Игоря Ивановича вопросов в судействе. В принципе, у меня вообще к ним нет. Șerif și-a menținut avansul de 2 puncte față de Dacia cu 15 etape înainte de finalul campionatului. Tot astăzi s-au disputat alte 2 partide din etapa 19-a. Olimpia a remizat cu Milsami, scor 0-0, iar Fece Tiraspol a învins-o pe Costuleni cu 3-1.